Hristos a înviat, bună ziua, stimați telespectatori, bine v-am regăsit la emisiunea Reflector Analitic. Pentru astăzi ne-am propus să discutăm despre un eveniment care a făcut și face, aș îndrăzni să zic, istorie în țara noastră. Este vorba despre vizita președintelui Belarusiei în Republica Moldova. Vom încerca să vedem care a fost scopurile acesteia și să vedem ce are de câștigat până la urmă cetățeanul simplu. Aceste și alte aspecte vom încerca să le discutăm împreună cu Radu Mudreac, deputat PSRM, bună seara și bine ați venit. Sergiu Ungureanu, expert economic, bună seara și bine ați venit, domnule Ungureanu. Și Igor Volnițchi, analist politic, bine ați venit. Domnule Mudreac, ziceam că este o vizită destul de importantă pentru clasa politică de la Chișinău. Cum trebuie să fie privită vizita președintelui Belarusiei și, de fapt, care au fost accentele pe care s-a bazat, de fapt, discuția dintre cei doi omologi? Vreau să spun că, într-adevăr, atunci când aștepți un prieten a țării, el este mult așteptat. Până la urmă asta și s-a întâmplat, este un președinte a unei țări prietene, Republicii Moldova. Este un președinte care are o pondere în țările post-sovietice, dar eu cred că și europene, care este un exemplu. Chiar să luăm și unele sondaje în Republica Moldova, o mare parte a cetățenilor Republicii Moldova ar vrea să vadă în Republica Moldova un președinte care ar fi asemănător domnului președinte a Belarusiei. Și nu degeaba, pentru că nivelul de trai care este în Belarusia este unul diferit de cel care este în Republica Moldova. Trei, eu chiar am avut o discuție cu membrii delegați care din Belarusia și am întrebat care este procentul plecării populației din de psihotare. Care până la urmă s-a constatat că este unul foarte mic în comparație de ceea ce se întâmplă în Republica Moldova, reieșind din faptul situației economice în țări, reieșind din stabilitatea care este în Belarusia și reieșind din punct de vedere a securității vieții oamenilor pe teritoriul Republicii Belaruse. Domnule deputat, nu pot să nu vă întreb. Această vizită vine în urma invitației pe care a făcut-o domnul președinte Dodon. În ceremonia de întâmpinare a oficialului îl vedem și pe ministrul economiei, domnul Gaburici. A dat curs sau într-un fel sau altul s-au aliniat și membrii guvernului? Reieșind din faptul că vizita a fost pentru două zile, data de 18 și data de 19, pentru data din 8 a fost preconizat și o altă ședință de lucru, ceea ce a fost ședința interguvernamentală între Republica Moldova și Belarusia, unde un membru delegației erau acei miniștri care fac parte din delegația Comisiei Interguvernamentale dintre Moldova și Belarus. Deci s-a întâmplat cei că a fost întâmpinat de către reprezentantul guvernului pe aeroport. A fost prezent șeful aparatului președintelui pe aeroport, care a avut, după protocolul, a avut loc acea întâlnire a președintelui Lukashenko, după care, evident, întâlnirea a fost bilaterală, care, după cum și-a fost mediatizată, a avut loc la reședința de stat între cei doi președinți. Da. Domnule Ungureanu, colegii noștri din presă au tot titrat sintagme de genul Igor Dodon a invitat un dictator sau dictatorul a venit la Chișinău. Dincolo de aceste afirmații pe care vreau să le explicați și dumneavoastră, să vă expuneți punctul de vedere raportate la ele, vreau să ajungem în albia dimensiunii economice. Președintele Lukashenko a venit cu donații de tractoare, de mașini agricole. Da, deci dacă să pornim de la faptul cum au titrat unii reprezentanți mai mass media vizita președintelui Lukashenko, vedem că, da, sunt unii care nu sunt bucuroși, au încercat această nebucurie sau această tristețe a lor să o acopere prin faptul cum că ar fi un dictator, ar fi un despot și așa mai departe. Fiecare se întreceau deja în calificative care nu le dă onoarea celor jurnaliști, eu consider, pentru că a venit un șef de stat, un șef de stat care este recunoscut internațional, nu este un șef de stat, nu știu, care a preluat cumva și ilegal. Și nivelul economiei acestui stat, spunea și domnul deputat, este net superioară față de Republica. Drăiește foarte mult acest lucru.
Și eu cred că noi avem ce învăța de la Belarus și cred că în primul rând ar trebui să ne uităm la experiența lor, cum au reușit să păstreze anumite lucruri care au trebuit să le păstreze și cum au reușit să schimbe, pentru că nu putem spune că Belarusul de astăzi este Belarusul din anii sovietici. Este o țară cu totul alta, este o țară modernă în care toate tehnologiile moderne sunt prezente la nivel foarte înalt, deci lucrurile se mișcă. Deci, dar au păstrat acele capacități industriale pe care le avea țara atunci, chiar le-au și dezvoltat și au putut să le valorifice în sens bun, în sens economic, cu alte țări. Și, spre exemplu, o bună parte din tractoarele și tehnica agricolă care lucrează astăzi pe câmpurile Republicii Moldova este de tip PMTZ sau Belarus, chiar și combine din Belarusia. Căci sunt accesibile din punct de vedere al prețului, dacă să luăm așa, față de analogile lor din străinătate, care, da, au și performanțe mari, dar sunt și mult mai scumpe. Deci noi avem ce învăța și pentru aceasta aș vrea ca noi, ca societate, să vedem ce au făcut și ce n-au făcut. Cum să implementăm o parte și cum să creștem colaborarea noastră economică, pentru că suntem cam de același plan, de același nivel. Domnule Volnițchi, ziceam despre faptul că a fost invitat un dictator, așa ziceau unii colegi din media. Vreau să vedem ce se întâmplă până la urmă la Chișinău în raport cu Belarus, în condițiile în care avem o clasă politică la Chișinău formată, aș îndrăzni să fac această afirmație, dintr-un singur partid politic. Noi, cei care suntem cu musca pe căciul, în ce măsură vorbim despre aceste fenomene? De asta e. Nu este un secret că guvernarea în Republica Moldova are grave probleme la capitolul legitimitate. Nu este expresia acelei voințe exprimate de alegători în cadrul precedentului scrutin parlamentar. Știm prea bine că astăzi toată puterea în Republica Moldova este concentrată în mâinile partidului care a acumulat mai puțin de o cincime din preferințele alegătorilor la precedentele alegeri, situându-se pe locul 4. Din acest punct de vedere, nu știu dacă putem vorbi despre faptul unde e mai multă dictatură, în Republica Moldova sau în Belarus. Pe de altă parte, președintele Lukashenko și Belarus astăzi sunt poziționați în plan internațional mult mai bine decât anterior. Vedem și această schimbare de atitudine a factorilor de decizie europeni, inclusiv atitudine exprimată în cadrul politicii de vecinătate a Uniunii Europene. Vedem și acele aprecieri care nu mai sunt atât de critice, aș zice că pe alocuri chiar sunt binevoitoare. E vorba și despre unele parteneriate exprimate în cazul Belarusiei de către decidenți occidentali. Prin urmare, totul se cunoaște prin comparație. Probabil a trecut o perioadă în care s-au urmărit anumite obiective și probabil acum optica s-a schimbat. Aceasta ceea ce ține de reflecțiile de ordin general sau de planul internațional. Ceea ce ține de relațiile Republicii Moldova cu Belarus, este absolut evident că sunt niște relații puternice, în special pe filiera economică. Avem cu ei colaborări și în ceea ce ține de tractoare, și în ceea ce ține de troleibuse, și în ceea ce ține de schimburile comerciale, exportul de materie primă. Știm că Belarus este unul din partenerii externi importanți pentru Republica Moldova, e important în special multă materie primă. Altceva este că ulterior o prelucrează la ei, o prezintă altfel, dar totuși e un partener comercial serios, important. Plus, avem și această prezență. Noi rămânem în continuare, având un acord de comerț liber cu Uniunea Europeană, noi rămânem în continuare parte a aranjamentelor economice și comerciale pe linia CSI, unde iarăși Belarus joacă un rol important. Prin urmare, nu trebuie subestimată sub nicio formă această vizită. Este o vizită importantă și necesară Republicii Moldova. Da. Domnule Mudreac, vorbim despre faptul că cei doi președinți astăzi au mers în vizită la Institutul de Fitotehnie din Porumbeni, sau Porumbeni, unde au testat aceste tractoare pe care le-a adus președintele, și vreau să vă întreb, dumneavoastră fiind și președintele Comisiei Parlamentare de Profil, urmează să fie desfășurată o amplă colaborare în acest domeniu? Vor mai fi aduse și alte tractoare, alte unelte necesare în agricultură? Un schimb de experiență? Eu, ca să mă axez asupra relațiilor economice, dacă pe domeniul agroalimentar, da, cu Belarus. Belarusia, azi, tehnica agricolă este comercializată și în Statele Unite. Anume, din motivul care colegii au argumentat după preț, și este important pentru Republica Moldova, că în situația dezvoltării economice Republicii Moldova nu avem nevoie de tehnică agricolă care costă un tractor care costă în jur de 3-4 de mii de euro,
care are nevoie de volume și suprafețe enorme pentru a putea cândva răscumpăra această tehnică agricolă. Noi avem nevoie de tehnică agricolă care necesară, reieșind de situația economică care este astăzi în țară și la cele prețuri care sunt preferențiale pentru Republica Moldova. Noi astăzi avem semnat între Republica Moldova și Belarus, avem 93 de acte bilaterale. Unul dintre care ar fi este memorandul ce ține cu prețurile care sunt vamale preferențiale între Republica Moldova și Belarus. Doi, ca să înțelegem care a fost și oferta făcută de și între președintele Igor Dodon și președintele Lukashenko, anume crearea celor întreprinderilor mixte. Și anume, a fost discuția ca în Belarus să aibă loc cu deschiderea la nivel de instituții de stat, acele întreprinderi care ar putea importa și ambala produsele vinurile, ca să nu fie între întreprinderile private, că calitatea ca să rămâie în... Doi, acești ține care asamblarea tehnicilor, care tehnice, care cum ar fi troleibusele, se discută și despre tehnică agricolă asamblare în Republica Moldova, unde iarăși întreprinderi mici să aibă loc, formate la nivel de stat. Și trei, s-a ajuns și la discuția ce ține de alocarea Republicii Moldova, locuri vacante, locuri gratis pentru studii în Belarusia, ce ține de, pe domeniul ingineresc, agricol, ca să pregătim acolo ingineri, anume pe domeniul îngust, ca până la urmă să creăm forță de muncă și întreprindere aici pe teritoriul Republicii Moldova. Ce ține cu porumbeniul care ați menționat? Da. Porumbeniul exportează anual o cantitate enormă de sămânță de porumb în Belarus. Belarus este co-interesată în importul, așa a fost ieri de către Ministrul Agriculturii expus poziția că este co-interesată ca mai departe să importe cantități enorme de porumb. Este porumb care este cu, tip, cu climatul și cu alte condiții climatice, suntem aproape cu Belarus și nu sunt nevoie careva cu studii ajustări și studii suplimentare asupra acestora. Ne referim de aceea și am mers astăzi la Belarus, stând la porumbeni, ca să vizită la această întreprindere care exportă în Belarus sămânță de porumb. Dacă să ne uităm și pe alții indici care sunt, noi putem să ne expunem vinurile. Prin anul 2017, în comparație cu anul 2016, cu creșterea exportului cu 6,3%. Băuturile tare, 25%. Noi avem o micșorare a exportului de 7 ori ce ține cu merele. Dar eu sunt rezervat la poziția dată, pentru că eu cu 2 ani de zile în urmă am luptat foarte mult ce ține cu reexporturile de mere prin intermediul Belarus cu acte moldovenești și cred că aici este și acea problemă. Exportul de porumb care m-am amățat, da, cu creștere de 97%. Practic s-a dublat exportul de sămânță de porumb în Belarus. Poamă, deci, 56, struguri de masă, 56%. Da, deci și în ultimul moment ce ține cu produsele farmaceutice, cu 17% a crescut exportul, da, în Belarus. Domnule Ungureanu, Belarus constituie o piață de desfacere importantă pentru Republica Moldova, ca să continuăm firul logic enunțat de domnul Mudreac? Știți, în economie se studiază aceste lucruri și atunci când două entități, două teritorii au aproximativ aceeași condiții, cum a spus, și condiții climatice și condiții tehnice, dar la ei nu crește atât de bine anumite culturi cum cresc la noi, deoarece, dar au aceeași educație. Oamenii din Belarus țin minte foarte bine produsele alimentare, agroalimentare ale Republicii Moldova, care aveau un brand, aveau un nume pe perioada sovietică și pe perioada post-sovietică, putem să spunem. Deci este mult mai ușor să pătrundem, să penetrăm într-o piață în care deja avem un oarecare nume și suntem cunoscuți. Bine, acum sunt anumite impedimente politice pot să existe în acest sens, din cauza anumitor sancțiuni sau din cauza altor mofturi politice, dar asta este o altă întrebare, dar din punct de vedere economic, din punct de vedere al cât de bine și cât de adânc putem intra noi pe piața Belarusului, este o piață foarte deschisă. Și aceasta a exprimat-o chiar însăși președintele Lukashenko când a venit și a spus că este foarte deschis și vrea ca să conlucrăm în acest sens.
Ei au cu noi posibilitatea de a lucra, de a face interschimb cu tehnica agricolă pe care Belarusul o are din abundență, consider. Iar noi putem să exportăm acele produse care le facem noi, dar și să colaborăm în sensul creierii de lanțuri economice complexe, lanțuri economice integre. Spre exemplu, când ziceți produse, vă referiți mai mult la produsele agricole? Produse da, agricole, da, la moment cu produsele agricole. Dar aici Republica Moldova ar trebui să pună accent și pe prelucrarea acestor produse pentru a le da o plus valoare și a încerca să export nu doar produse brute, dar produse deja cu un anumit grad de prelucrare. Pentru că produsele brute aduc un venit, dar produsele care au un grad de prelucrare și o plus valoare aduc alt venit. Și aici noi cu Belarusul am putea să lucrăm și pe domeniul acelor construcția mașinilor, construcția utilajelor agricole, construcția utilajelor auto, autobuze și așa mai departe, deci care se prevede un anumit lucru și anumiți pași s-au făcut deja. Și cred că este un context destul de bun ca noi să nu pierdem acest val și să încercăm să-l exploatăm. Pentru că în economie greșelile se plătesc foarte scump, mai ales în economia politică, în economia dintre țări, dacă se pierd anumite legături. Domnule Volnițchi, haideți să vedem în cele ce urmează. S-ar părea că această vizită este dintre doi omologi. Se aliniază și ceilalți membri ai clasei politice? Acceptă această vizită? Încearcă să vadă și unele dividende pe care le putem culege? Sau rămânem intacți pe pozițiile pe care le avem, reieșind din doctrină, din prevederile partidului și așa mai departe? Eu cred că și pentru factorii de decizie guvernamentali, chiar dacă sunt exponenți ai alte forțe politice decât era președintele Dodon până la alegerea în funcție, oricum dumnealui rămâne liderul socialiștilor, conform unei decizii, dacă nu greșesc, chiar adoptată la Congres. Eu cred că și factorii de decizie guvernamentali sunt interesați de bune relații cu Republica Belarus și această deschidere, faptul că s-a organizat practic a doua zi după întâlnirea președintelui Belarus cu președintele Dodon, o serie de evenimente și pe linie guvernamentală vorbește despre interesul pe care îl are executivul față de această vizită. Vorbeam mai sus despre acele schimburi comerciale pe care le avem, acele interese comune pe care le are Republica Moldova și Belarus și iată că guvernul, probabil că atunci când e vorba de acest interes comun, lasă să cadă pe un plan secund preferințele sale geopolitice, viziunile sale politice sau de doctrină, cum să le mai numim, și lasă ca în prim plan să iasă anume acest interes economic. E o abordare, cred eu, mai mult sau mai puțin corectă, pentru că atunci când e vorba despre un interes major, un interes general al țării, viziunile, opiniile politice, pe alocuri chiar subiective, trebuie să treacă pe un plan secund. Domnule Volnițchi, ultima vizită a domnului Lukashenko a fost în 2014, dacă nu mă înșel în memorie, atunci era președinte domnul Timofte. Sau este o scăpare a colegilor noștri din media, sau această vizită a fost una foarte protocolară? Așa e. A fost mai mult o vizită oficială, bine, care se înscria în anumite uzanțe de protocol. Să ne amintim că și ex-președintele Timofte a vizitat Republica Belarus și ex-președintele Timofte a avut anumite contacte cu președintele Lukashenko. Bine, că au reieșit ele mai mult din statutul pe care îl avea, din funcția pe care o deținea la acest moment, aceasta e altă problemă. Dar dacă e să comparăm aceste două vizite, cea din 2014 și cea care se produce în aceste zile în Republica Moldova, evident că vorbim de o productivitate mai mare a actualei vizite. Probabil e vorba de o coincidență de viziuni. Probabil e vorba și despre niște simpatii reciproce care depășesc cadrul protocolar și care nu se resimțeau în cazul vizite efectuate când președintele Republicii Moldova era Nicolae Timofte. Domnule Mudreac, urmează să fie lărgit acest spectru de produse ce urmează să fie exportate în Belarus? Eu vreau să spun, anterior s-a expus și colegul, eu vorbesc de mai mulți ani că Republica Moldova până la ziua de astăzi este o țară exportatoare de materie primă. Da. Și în asta timp să spun că e materie primă de pe rot. Încet cu ultimii ani ce s-a început să construiască careva depozite frigorifice și alte depozite, tipuri de depozite pentru a păstra produsele și a exporta nu la anume, în anumite perioade a anului când este un alt preț. Noi discuția care a fost s-a axat anume procesarea celor produse ca să fie exportate, ne referim la produse de origine vegetală, da. Pentru export în Belarus.
dar și o discuție ce este de importului, pentru că noi cunoaștem produsul lactate belorusă sunt de calitate net superioară față de alte țări care sunt importate, pentru că la dumneavoastră, la ziua de astăzi, este un control foarte strict asupra calității produselor. Bă, chiar nu de mult am avut acea problemă cu verificarea produselor lactate. Vreau să spun că niciun produs belarus n-a merit în lista produselor importate cu probleme. O altă întrebare care a fost pusă în discuție este întrebarea ce îi ține cu dezvoltarea în Republica Moldova a domeniul zootehniei, ce îi ține cu producerea și procesarea laptelui. Belarusii sunt un etalon în Europa ce îi ține pe domeniul dat, pentru că i-au avut acea minte ca la acea etapă să nu distrugă tot domeniul. Să păstreze anumite. Da, să-l păstreze, să-l conserveze și la etapa necesară să fie pornit. Noi, în Republica Moldova, până a fost distrus până la ultima piatră. Tot în... De ce suntem și pe discuțiile ce îi ține cu, pe domeniul dat? Și dacă să luăm ca comparație ce îi ține cu reparația drumurilor. Noi, da. Drumurile în Belarus, putem să-i spunem la calitate, sunt de o calitate europeană, ce îi ține cu construcția drumurilor, ieșind din această situație, dumneavoastră au și acea tehnică pentru drumuri. Aici vreau să ajungem la tehnică. Iată aceste unități de tehnică care au fost donate Republicii Moldova. Dacă îmi puteți da o cifră, câte au fost donate și cum sunt distribuite, pentru că s-a scris că câteva dintre ele vor ajunge și în sudul țării. Da, au fost donate 5 unități de tractoare și 2 unități speciale, tehnică specială, care vor fi repartizate tehnica specială în 2 orașe din nordul Republicii, un tractor la sudul Republicii, în regiunea Găgăuză. Celelalte 4 unități de tractoare vor fi repartizate în diferite raioane Republicii Moldova, nordul, centrul Republicii Moldova. Da. Că nu este ceva ascuns, netransparent. Da. Asta a fost o viziune a dumnealor, ca să fie repartizate în așa fel. Și nu într-un singur punct, dar repartizate pe tot pe teritoriul Republicii Moldova. Domnule Ungureanu, din punct de vedere economic, există pârghii reale să credem că în viitorul apropiat se vor pune pe roate ceea ce menționa domnul deputat, prelucrarea materialului semincer, nu știu, exportul în această țară, ca respectiv să putem vorbi de anumite sume de bani care vor fi vărsate în vestirie statului? La acest lucru cred că ne pot răspunde mai cu exactitate cei de la guvernare, dacă vor și dacă au ei interesul în acest sens, pentru că dacă există interes în a face ceva și a mișca lucrurile din loc, în mod sigur se face. Deci ceea ce noi nu avem aici în țară față de Belarus este acea regulă și acele legi foarte clare care se respectă. Din punctul de vedere al Belarusului, eu cred că ei vor face tot posibilul ca să ne vină în întâmpinare. Deja trebuie să facem și noi câțiva pași ca să venim în întâmpinare, ca să se producă această conexiune economică, politică, dacă se dorește. Deci din mai multe puncte de vedere. Dar produsele noastre corespund criteriilor pentru export? Produsele noastre corespund în mare parte criteriilor pentru export, în afară de anumite lucruri care sunt cu adevărat făcute cu rea intenție de către anumiți producători sau sunt, pentru că nu există păduri fără uscături. Noi nu putem spune că toate produsele, absolut toate, sunt bune sau absolut toate sunt rele într-o anumită regiune sau despre un anumit producător. Deci foarte mult asta depinde de calitatea acelor materiale care se utilizează, de tehnologiile, cât de intens folosește anumite pesticide sau anumite lucruri care trebuie folosite cu o anumită normă. Deci aici depinde deja de iscusința și de dorința fiecărui producător. Cineva este care dorește cât mai repede să câștige bani și atunci utilizează niște tehnologii care sunt cam interzise sau sunt poluante. Deci aici depinde, și aici iarăși ne ajungem la situația că trebuie să existe un control mai riguros și în Republica Belarus cu acest lucru sunt foarte bine puse la punct toate sistemele, deci controlul fitosanitar, controlul epidemiologic, controlul economic la toate nivelurile se face foarte bine, deci nu sunt posibile situații în care
Deci să ajungem la un scandal foarte aprofundat. Deci, dar iarăși spun că acolo, într-o economie și într-o țară în care se respectă regulile, în care sunt foarte bine puse acele cutume care trebuie să păstrate, lucrurile merg mult mai bine. Pentru că în Republica Moldova s-a încercat trecerea de la un sistem, există fost sistem sovietic, la un sistem european, dar suntem în tranziție și cred că există interese care să ne păstreze în această perioadă de tranziție pentru a nu ajunge nici la un mal, nici la un altul și atunci în această apă neagră cineva câștigă și prinde pești foarte mari. Da. Domnule Volnițchi, președintele Lukashenko a venit cu tehnica agricolă. Colegii iarăși și din politică și din media au fost curioși să vadă cu ce pleacă domnul Lukashenko de la noi. Domnul președinte, mai în glumă, mai în serios, a vorbit despre miere, vin și așa mai departe. Lucrurile astea fac parte din protocol? Din schimbul de amabilități, cum trebuie să fie privit? E greu de chiar spus. Chiar și gestul președintelui Lukashenko. Haideți să pornim de la cealaltă tabără și să ajungem să discutăm un pic și despre președintele Dodo. Eu cred că limitele protocolare au fost depășite cu bună știință de ambii președinți și chiar acele imagini pe care le-am văzut de astăzi de pe câmpuri și așa mai departe, dar aceasta nu numai decât e ceva în sens negativ sau ceva rău. Se mai întâmplă astfel de lucruri și de regulă astfel de lucruri se întâmplă acolo unde este o relație mai mult decât protocolară, unde este o deschidere oarecare, unde este o simpatie oarecare bazată pe reciprocitate. Nu-l veți vedea, spre exemplu, pe președintele Trump făcând astfel de gesturi de amiciție în cadrul preconizatei sale vizite cu întrevederi cu liderul nord-corean, spre exemplu, despre care se discută tot mai des. Nu veți vedea astfel de gesturi decât făcut între doi șefi de stat care își bazează altfel relația decât strict pe norme protocolare. E de bine, e un semn bun, pentru că președintele Lukashenko trebuie să plece din Moldova cu certitudinea că aici se produc mărfuri bune, se produc mărfuri care pot fi importate de către țara sa sau chiar și preluate pentru reexport. Mă rog, e problema lor, problema noastră este să oferim ceva pentru export. Trebuie să se ducă cu impresia că se merită ca acele relații de colaborare care există trebuie nu doar păstrate, ci și dezvoltate și trebuie să se ducă cu impresia că Republica Moldova este în continuare un partener credibil, că Republica Moldova, orientându-și o parte din exporturi spre vest, nu părăsește totuși și piețele tradiționale. Este foarte greu să pătrunzi pe o piață nouă, unde toate regulile de joc sunt deja clare, unde deja toate segmentele de piață sunt împărțite și este și totodată ar fi minimum o prostie, dacă să nu spunem chiar în termeni mai duri, să părăsești niște piețe unde deja ai niște poziții. Domnule Volnițchi, dar partenerii noștri externi, ei își vor revizui atitudinea față de Republica Moldova după alegerile din acest an? Alegerile parlamentare, mă refer? Eu cred că aici mult depinde de rezultatul alegerilor, însă în linii mari partenerii externi, atât și cei din Est și cei din Vest, au demonstrat în repetate rânduri anterior în baza rezultatelor electorale că ei lucrează, colaborează cu acea putere care e aleasă de popor. Important este ca puterea cu adevărat să fie aleasă de către popor, să nu fie substituită voința poporului, chipurile, voi ați votat, dar uitați-vă, voi sunteți niște proști, nu știți ce să alegeți, haideți că vă oferim noi ceea ce credem că trebuie să aveți voi la putere. Nu e corect așa. Iată, dacă nu va fi neglijată voința alegătorilor, eu cred că partenerii externi poate vor fi într-un repaus oarecare o perioadă anume, dar vor lucra cu ceea ce și-a dorit alegătorul din Republica Moldova. Deci noi nu trebuie, nu trebuie să ne temem de anumite sperietori pe care ni le vor pregăti imediat înainte de alegeri. Dar există riscul. Și există că cum că dacă se va alege într-un fel sau altul, este voința poporului și în Constituție este clar scris și în Constituțiile oricărui stat și chiar și în Constituțiile comunitare. E scris că poporul alege și nu are nimeni dreptul din exterior să spună că voi nu ați ales drept și de aceea cu voi nu mai prietenim sau nu mai discutăm. Deci se discută pe baze concrete. Dacă un anumit personaj politic sau un anumit regim încalcă anumite reguli, atunci sunt
anumite reguli ce se întâmplă, ce se face în acest scop, dar nu se merge, deci foarte trebuie să fim atenți la asemenea cutume și la asemenea lucruri când se vor spune. Domnule Mudreac, Republica Moldova este considerată o țară agricolă. Respectiv, după această vizită a președintelui Lukashenko, urmează vizite ale oficialilor moldoveni pentru a prelua modul în care se, nu știu, se lucrează în anumite sectoare, cum se prelucrează, pentru că noi să recunoaștem, uneori mai șchiopătăm la anumite capitole. Domnul Lukashenko s-a expus într-un mod foarte concret. Republica Belarus este gata să conformeze și să acorde acel suport Republicii Moldova, dar și am întâlnire să conformează la cea viteză care Republica Moldova va oferi. Dacă Republica Moldova intenționează la o viteză foarte bruscă și foarte rapidă dezvoltarea relațiilor cu investiții sau pe alte segmente, Republica Belarus e gata să conformeze la acea viteză. Ei sunt deschiși pentru Republica Moldova. Înseamnă că e posibil și o următoare vizită a ministrului Agriculturii, spre exemplu, da? E posibil. Îmi pare rău că astăzi la Porumbieni ministrul Agriculturii a refuzat să fie prezent și numele lui acolo. Eu nu știu dacă să fie de acord să plece în Belarus. Dar era bine să fie și dumneavoastră acolo, pentru că până la urmă sunt politicile pe domeniu. Cel puțin la nivel declarativ suntem țara agrară și ar trebui să, ca domeniul dat și prioritar pentru Ministerul Agriculturii, anume în politicile care le face acest minister. Ce ține de exporturi de calitate produselor Republica Moldova, noi astăzi suntem cu europenii, suntem blocați la produsele de origine animală. Noi nu exportăm niciun kilogram de nimic și niciun poziție ce ține de origine animală, în afară de miere de albină. Fapt că nu corespundem cerințelor. Eu n-aș face o diferență între embargo și necorespundere cerințelor, pe când noi în Republica Belarusă exportăm oricare produs după oricare vizită a inspectorilor, așa cum este tradițional și la nivel bilateral cu oricare țară, când sunt inspectate întreprinderile, este o procedură care este respectată. Dar ne-am așezat la masa negocierilor cu reprezentanții acestor țări care zic că nu corespundem criteriilor? Acolo e tare simplu. E o vizită la 6 luni de zile, îți primești răspuns pe 6 luni de zile că nu corespunde și mai aveți ceva de făcut. Iar o vizită pe 6 luni de zile, iar e ce? Adică e o tărăgânare de timp, fără niciun răspuns. Sunt recomandările instituțiilor statului care trebuie să-și facă treaba de control asupra celor produse care urmează să fie exportate. Însă și noi vedem că avem 7-8 ani de zile, noi nu avem exporturi nici pe o direcție, dimensiune, nici pentru o direcție, ce ține cu pozițiile pe domeniul alimentar. De asta și este greu atunci când se opui, atunci când se oferă cineva o posibilitate de a exporta într-o țară care este. Belarus permanent ne-a acordat acel suport ce ține cu exportul în Republica Belarus. Și atunci când n-ai exporturi în direcția europeană sau sunt alte restricții de export în Federația Rusă, atunci oricare posibilitate de a exporta produsele este binevenită și trebuie să fie luată în calcul. Da. Domnule Ungureanu, haideți să pornim de la ceea ce spunea domnul Mudreac. Ce se întâmplă de fapt cu exporturile din Republica Moldova și dacă țara noastră este privită ca un principal exportator pentru anumite domenii, nu știu, cereale erau menționate astăzi, miere de albine și așa mai departe. Deci noi trebuie să înțelegem că dimensiunile economice și de populație și de teritoriu ale Republicii Moldova și Belarusului sunt diferite. Noi suntem de câteva ori mai mici și deci trebuie să înțelegem acest lucru. Avem creșteri de export pe multe poziții. Pe unele poziții au fost scăderi care sunt drastice, dar asta trebuie de analizat punctiform, adică la fiecare poziție concret de ce s-a întâmplat și care a fost situația. Deci lucrurile astea, deci per total noi avem o creștere, o ușoară creștere cu Republica Belarus, da, chiar de 10%, îi spunem ușoară, bine, dar oricum este o creștere. Și noi ca parteneri strategici pentru Republica Belarus încă pot spune în felul următor că încă nu am completat tot potențialul pe care îl avem. Noi avem un potențial extraordinar de mare în acest sens, există voință din partea Republicii Belarus, există posibilitate din partea Republicii Moldova,
trebuie de văzut care sunt barierele acestea birocratice sau bariere tehnologice, dacă sunt uneori, dar ele care sunt foarte ușor depășibile și cu o anumită voință și cu o mică investiție, toate lucrurile astea se pot trece și atunci putem căpăta un partener economic de încredere cu care putem să lucrăm mai târziu. Și eu cred că aici, iarăși, nu trebuie să abandonăm totalmente piața de est pentru dragul pieței de vest, pentru că să pătrunzi într-o piață care, unde totul deja este foarte bine pus la punct, unde toate lucrurile sunt împărțite, unde sunt producători, acești producători sunt din Polonia, din România, din Italia, care produc practic aceleași produse care le avem și noi pe diferite domenii. Și atunci, când vii și încerci cu un producător care din Republica Moldova, care are o experiență, hai să spunem, de 10-15 ani în domeniul, de cineva din Italia, producția de vin are experiență de 10 sau chiar sute de ani, concurența nu este deloc ușoară. Și atunci este nevoie de mai mult efort, mai mult. Nu zic că nu este posibil. Este posibil, da, dar nu este atât de ușoară. Și atunci trebuie să avem și această parte și este unul din parteneri. Dacă vom avea deschiderea pieței Belarusului, sunt sigur că mult mai ușor vom avea deschiderea și altor piețe, precum cea a Ucrainei sau Rusiei. Domnule Volnițchi, s-a tot discutat atunci când s-a reformat guvernul despre necesitatea unui guvern tehnocrat. Pornesc de la această sintagmă și vreau să ajung la faptul remarcat de domnul Mudreact că domnul Volkunovici, ministrul agriculturii, nu a participat la această întrevedere și nu și-a exprimat cel puțin un punct de vedere raportat la acest eveniment. Acum întrebarea reiese din afirmația anterioară. Ministru este unul politic, reprezintă voința unui partid sau vorbim de un guvern tehnocrat așa cum se dorea până la urmă? Este aici o ușoară discordanță. Pe de o parte vedem acest interes pe care îl manifestă premierul Filip față de vizita președintelui Lukashenko, iar pe de altă parte un ministru din guvernul său are comportamentul pe care îl are. De aceea și ziceam că este o disonanță, dar cu siguranță guvernul nu este unul tehnocrat. Ce fel de guvern tehnocrat poate fi un executiv care e condus de un vicepreședinte de partid? Dacă se dorea un guvern tehnocrat, mai ales că atunci când s-a amblat cu acea reformă în administrații publice centrale la structura guvernului și a fost afectată cam jumătate din structura guvernului, trebuia măcar ca un gest politic, dacă nu s-a dorit ca un gest legal, să intervină o demisie a guvernului, o demisie după care să fie inclusiv înlocuit în funcție primul ministru, pentru că primul ministru, fiind având o funcție în cadrul unui partid politic, o funcție atât de importantă, și nu este doar de acum recent, ci de ani de zile deține funcția respectivă în cadrul partidului, e clar că acest guvern este unul strict politic, la fel ca și miniștrii. Oare vă închipuiți că partidul care deține întreaga putere în Republica Moldova ar fi acordat măcar un vot în plus unui ministru sau unei componențe a cabinetului de miniștri care nu ar fi controlată în totalitate? Evident că este un mit acest guvern tehnocrat. Acum urmează să vedem ce a stat în spatele gestului făcut de ministrul agriculturii. Dacă a fost o acțiune pe cont propriu, înseamnă că ea intră în disonanță cu acțiunea per total, per general a guvernului și ar trebui să ne așteptăm în mod logic la o demisie a ministrului, o demisie de onoare. Dacă nu va urma, înseamnă că am asistat la un spectacol regizat unde s-au împărțit roluri foarte clare. Tu ești polițistul bun, eu sunt polițistul rău și așa mai departe. Tu transmiți mesaje. Dar de ce nu am avut cel puțin un reprezentant? De la minister. E și asta o parte, cred eu, unui spectacol, pentru că spuneam, e stranie atenția pe care a acordat-o vizitei primul ministru, i-a organizat președintelui Lukashenko și o întâlnire, o ceremonie de întâmpinare de nivel înalt, iar pe de altă parte, un membru al guvernului său și-a permis un comportament diametral opus. Este o întrebare foarte bună și pentru premierul Filip. Cu el s-a coordonat asemenea pas? Sau iarăși e aceeași dualitate în acțiuni? Tu transmiți mesaje pentru europeni, eu transmit mesaje la est. Domnule Mudrea, cum se vede starea de lucruri din interiorul Parlamentului în calitate de deputat? Până la urmă, avem un partid de guvernământ, avem o alianță, avem, nu mai știu în ce albie să ajungem ca să descifrăm acest gest al ministrului de resort. Sau avem un partid autoritar și atunci lucrurile ar trebui să fie clare și să ajungem la sintagma pe care o utilizam la începutul acestei emisiuni, să nu aruncăm cu pietre în grădina vecinului.
Este clar pentru orice cetățean și este clar pentru orice voi. Este un partid de guvernament care are, este unul de unul singur. Chiar să ne uităm la faptul reprezentanță, dacă să spunem, la Partidului Popular European, cum spune, fac declarațiile împreună cu Partidul Democrat, la sediul Partidului Democrat, asta cam ar fi de înțeles. Dacă ar fi o altă poziție de alianță, atunci cele declarații erau necesare și făcute în clădirea Parlamentului, la tribuna Parlamentului, dar nu la sediul Partidului Democrat. Deci este clar, deja toți ar este un sediu mare în cap, da. Toți, cum spune. Asta este... Domnule Mudreac, regia ne spune că avem 5 minute. Eu vreau să ne faceți, nu știu, niște pronosticuri pentru anul agricol 2018. Ce ne așteaptă? Ne așteaptă un an agricol favorabil, reieșind din... nu știu, din ce s-a reușit a planta, sau există unele impedimente? Avem subvenții acordate la timp? Cum stăm la acest capitol? Da, eu până trece la să răspund la această întrebare, eu în completament și spun eu colegii că suntem chiar și pe plan, pe piața europeană, suntem și este că suntem în concurență cu Polonia, suntem în concurență cu Italia. Nu trebuie să uităm ce subvenționare primesc agricultorii din Polonia și alte țări europene în comparație cu agricultorii din Republica Moldova. Deci, pentru a depăși oricare situație, acolo el este cu mult mai simplu în comparație cu agricultorii din Republica Moldova. Ceea ce este la ziua de azi în Republica Moldova, în agricultură, timpul de afară, putem să spunem că este favorabil lucrărilor agricole. După toate informațiile care sunt, se trece, lucrările agricole merg în toi și conform la grav și agricultorii nu interesează la etapa dată situația politică în Republica Moldova, interesează ce ține pământurile, terenurile agricole și să-și facă lucrările calitative agricole. Dar statul îi susține cumva financiar? A fost preconizat pentru anul 2018 900 de milioane. De câte se cunoaște acordarea acestor 900 de milioane are loc. Da. Nu vreau să zic că poate să se întâmple altceva până la sfârșitul anului, reieșind dintr-o situație că este an electoral și aș sterui că să îndeplinească obligațiunile, măcar asta să poată câștiga agricultorii până în acest an electoral, ca să îndeplinească statul. Domnule Ungureanu, vorbeam în cadrul acestei emisiuni că agricultorii noștri au posibilitatea să exporte mai multe produse. Vreau să vă întreb, există suprafețe, nu știu, care ar corespunde cererei pieței Belarusului, dacă am luat astăzi ca punct de referire această țară, putem noi acoperi necesitățile Belarusului în condițiile în care suntem? În condițiile noastre și în condițiile că vom avem o dotare tehnologică și deja chiar să ne uităm și la agricultorii moldoveni, crește într-un fel oarecare dotarea tehnică, nu chiar cu cea mai tehnică de la ultima oră, dar aceasta crește, cresc și modalitățile, se aplică pe larg tehnologii no-till, mini-till, care de asemenea micșorează un pic și consumul de energie, de combustibil în acest sens. Noi avem potențialul de acoperire, pentru că să ne aducem aminte în anii sovietici și Republica Moldova acoperea practic tot consumul de la anumite produse precum vinul, erau una din cele mai mari, chiar mai mari decât țări precum Ucraina sau Cubaniu, regiunile Cuban din Rusia. Deci noi avem potențial, potențialul trebuie folosit. Iar dacă să revenim doar un minut la ceea ce am spus cu ceea ce spunea în presă despre dictatură și despre unde este mai multă dictatură la noi sau la Belaruș. Păi dacă chiar și este Alexandru Lukashenko, am un respect mare față el și foarte multă lume din Moldova respect, pentru că el nu se ascunde cum o face liderul politic din Republica Moldova care controlează întreg, pentru că el se ascunde de toate tirurile astea. El, președintele Lukashenko, vine direct și oamenii știu că cine este conducătorul și nu se teme nici de acele atacuri internaționale care vin asupra lui. Deci, ar trebui să luăm exemplu și în plan economic și în plan politic. Domnule Volnițchi, după această vizită a președintelui Lukashenko, urmează și alte vizite importante pentru Republica Moldova. Haideți să pornim de la vecinii noștri, Ucraina, România și terminând cu reprezentanții țărilor europene. Ce părere aveți?
O părere pur și subiectivă, pentru că nu știm care este planul nici al președintelui, nici al externelor de la Chișinău, dar cu siguranță asemenea vizite sunt necesare și ar trebui să aibă loc, pentru că numai astfel vom putea valorifica toate oportunitățile ce reies de, pe care ne le oferă colaborarea în plan regional. Dacă vom sta închiși, închistați aici, izolați, evident că nu vom avea niciun fel de rezultat benefic nici pentru țară, nici pentru cetățeni. Domnilor invitați, pe această notă sunt obligat ca să punem punct ediției de astăzi. Vă aștept și cu alte ocazii în studioul Reflector Analitic. Stimați telespectatori, atât am reușit. Vă mulțumesc pentru atenție. O seară bună!